frate, mi l-a semănat cu un Universal 650 și cu un SP6, SPC6, românească. Și la transport e un John Deere, un 3040, care am mai făcut ceva videouri la discuit, tot tractorul lui, și cu remorca făcută de noi, pe o axă de 4 tone, aproximativ 4 tone. Poți să intri așa. De aici. Zic, poți așa. Salut! Mai ai? Ultima sută, nu? Luăm asta jos să putem da mai bine? Ha? Zic că luăm înălțătoarea jos. Sau nu trebuie? Nu știu. Vasilica, ce terasul, iar le faci vedete. Da. Ei, hai. Ei, tapetul. Am uitat, dar măcar bine că n-are tapet să se uite. Nu. Vezi că așa ai făcut și data trecută. Da. No, pe ce vrei să fac? De ce, mă? Ia. Sunteți timizi? Da. Ia-o. Dar ăla nu-l desface vasă. Deloc? Nu. Păi aici ai loc să mergi, nu-ți agață în ăsta. Ridic dacă nu. Are unde are, bă? Acolo, după sat. Aha. Vreau să te întreb că... curios. Ăștia de care-s, bă? De-așa, de-acolo. Ia? Na, îi bași tu? Cum crezi? Lasă-te acolo să ia. Vreau să te întreb că ce să fac, să mă duc să-i pregătesc și lui. Și unde are? El după sat are 70 de ari. Acolo de la Ovidiu, mai la de la Ovidiu un pic mai sus pe stânga. Și pe unde trebuie să intre? Păi pe acolo printre pomi, nu știu dacă în cap tu cu semănătoarea. Nu, nu. Pe deasupra, pe fânață. Și pe unde mă duc la el? Păi cred că este un drum. Eu așa știu. Nu este. Am fost odată, da. Nu este. Nu. No, atunci trebuie să văd un pic pe unde ai putea merge. Eventual eu când mă duc, mă duc și... Eu mă duc pe drum, știi? Și să văd dacă nu... Dacă nu cumva pot. Mă duc acolo prin funcționare. Acolo erau și drumul, bă, niște broci, stau stele de gaz, ăsta la drum care. Aha. Am când băga gazul, contarul, știi? Aha. Eventual, ai putea trece peste sămănătură, știi? Ce-i sămânat acum, mai recent. Să merg pe rânduri, mă refer. Ce faci
Biruțule. Colovanul ăsta e. Da, că le arunc acolo. Eu sunt prea. Uite. Asta vă la câți banii? Yeah. Acolo unde l-am împrăștiat la o tonă să facem metru ăla. Numai metru ăla să facem. Ia, numai metru ăla. Ce bă? Nu știu. Bă, ce bun. Aici suntem sub pădure, dar ține umbră. Yeah. Da, acum nu m-a început vântul, când am indiat, nu era. Nu era bă. Zici că... Zici că e piatră de aia de carieră. Zici că e piatră de aia de carieră. E de cale ferată. E cale ferată. Bun. Cred că ajunge cu asta de... Mai dă un pic. Nu, no, ce zici tu, Vilu, ce să fac? Păi du-te, da. Că și dacă nu mă apuci cumva în seara asta, da? Acolo ziceai parcă e o costeară, nu? Poți să-l pregătesc cu combinatorul? Nu știu, mă duc să văd. Hai, învârtiți. Hai. Auzi, încep de aici, de pe colțul ăsta. Păi eu așa, în colț. Dar vii cu curbă? Nu știu, eu mă gândeam că poate începe așa și să-ți iasă drept, știi? De... Cam 5. De aia zic, eu cam o urmă de combinator am făcut. Vedem numai aici dacă nu trebuie ținut marcatorul. Asta-l țin eu. Dacă țin. Nu, dacă vrei să-l dai, nu merge. Da. Dar nu ajunge la ăla. Că nu ajunge la aia. S-o pregăti fain aici, au. Știi unde e numai mai mare? Acolo în ea, pe... Se urma acolo. Da. Și la mine să simți așa cum vrea să patinezi. Da, e vala sa că ți-o zis? Nu. Acolo partea aia, nu începe ăla, de vine în coșe, către Marian, către sat. Ia. Ăla un hectar? Ia. Și ce? Și acolo ți-o mutat? Încerca să meargă la deal, în elutul ăla, știi? Da. Bă, stă doar că n-am până, n-am. Nu aia da. Poate partea aia de către Luțăr. Roata e cam moale, vezi? Nu știu, lăsa. Aia, așa patina, aia se trebuie. Aha. Deja, bă, bă, că ține apă sub, sub arătură, așa, și nu se vede. Hai că am plecat și eu să pregătesc atunci acolo. Aici, eventual, să-i zic să ai vățuri de grijă, știi? Că aici numai dacă... Mă, să vedeam un pic cu mezală. No, și acum eu cum am trecut și-o vin bările, o adus pământ din ăla uscat și-o băgat acolo, știi? Și nu se vede la el.
Și acolo pe colțul ăla iar mai are, dar acolo nu mere el chiar pe margine și cred că n-are problemă. Dar acolo nu e așa baie, aici e mai jos. Aici e unde e burta. Aici e problema. Vezi? Da, da, da. Păi după aia acolo mai sus nu cred că mai e așa baie. Nu se lasă așa? Mai depinde că la el, el când dă în elea... Acolo pe capătul ăla mai are un loc mai moale, dar dacă nu ține chiar pe margină... Voi aveți kingă la voi? Aveți kingă la voi? Nu, no, atunci da. Te-a pus și trașul, ce s-a ieșit? Faci un bilogne. Semi și tu cu el. Știi de aia am zis să vin așa aici, că păi după aia și la toamnă când începe să recoltează, începe de aici. Dacă vine tot în curbă, după aia iasă ei acolo, oricum este un pic de aici din sus. Colțul ăsta e mai lat decât ăsta la. Da. Acolo mai puțin, dar acolo e mai ud, mă, că e un pământ din ăla roșu. Și acolo și tractorul să vezi cum să se înțeacă pe aia. Și de deasă mare. Da. M-a pus să te evoluzi, nu, nu mă duc, cade, că mâine e dimineață la lucru. Am, dacă mă duc să-i pregătesc și la Viorel, până ajung acasă, în oraș, e cel puțin 10 ceasuri. Nu, dimineață la 8 la lucru. Da, încolo de tevărugii, dar bine că am apucat să mănânc. Aia mi-a fost mie important. Acum dacă tevărugii sau nu. Plus că aici unde se trag tevărugii până aici, pentru 60 de ari. Cu căruța sau cu genul de tractor? Bă, cred că tractor, am văzut că mai trec cu tractor încolo. Oricum trebuie să le iasă un pic de drum, că primul rând, sau primele două, o să le calce. Ia, o să le calce. Uite ce e. Uite așa. Păi dacă vine, vine drept, știi? Hai că vede. Dar ai și țărnos, mă, s-o făcut multă țărnă. Tu știi ce e bine să pregătiți arăturile de primăvară față de peste de toamnă? Mult mai... Mult mai bine s-a făcut. Uite și asta, asta mă arată ultima, chiar ultima arătură. Uite cum s-a făcut. Asta și acolo, acolo în fânață, bă. A, e țărnă. Acolo e țărnă. No, bun, am plecat. Ciao. Vorbim. Pe aici, anu. Ha? Ia-ți că-i rece.
aici deja a ieșit în floarea. Tare fain se vede pe rânduri. Am schimbat și bateria. Băgăm asta la încărcat. Așa. Tot ok.
că să faceți urnă. Eu cred că pasă semene aici. Să-i facem o poză și aici. Obligatoriu. Șansele. Să vină o mașină și să vrei să intre chiar pe drumul de pe care am ieșit. Un drum cu două case.